Următoarea noastră invitată are 18 ani, e originară din satul Logănești și elevă la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Hâncești. În același timp, învață la școala muzicală Timotei Bătrânu. La vârsta ei a reușit deja să participe la diverse concursuri, festivaluri, atât naționale cât și internaționale. Iar recent și-a lansat și prima melodie scrisă de Doina Arsene. Vă invităm să o cunoașteți pe Mădălina Catanoi și să-i admirați vocea prin piesa E țara mea, e neamul meu. Eu la maica am crescut, cu toate câte le-am avut. O vorbă bună și un sfat, în cap de masă știu că au stat. Și nu țin minte nici de cum să fi rămas vreodată în drum. O casă și un așternut întotdeauna am avut. E țara mea, e neamul meu, cu dorul greu aici m-a lăsat Dumnezeu. Să râd, să cânt și să vorbesc cât poftesc, frumosul grai cel românesc. E țara mea, e țara ta, ca o stea, frumoasa Basarabia. Aici și dor și har găsești cât dorești, la pragul casei părintești. Mie dragă țara, scăldat în flori. De Paști mă prind la frământat, iar de Crăciun în colindat. Mi-e drag la secerat de grâu, să-mi scad picioarele în râu. Să strângem struburii din vii și pâinea s-o tăiem felit. E țara mea, e neamul meu, cu dorul greu aici m-a lăsat Dumnezeu. Să cânt și să vorbesc cât poftesc, frumosul grai cel românesc. E țara mea, e țara ta, ca o stea, frumoasa Basarabia. Aici și dor și har găsești cât dorești, la pragul casei părintești. Cele patru zări lumești, oricând de vrei poți să pornești. Că e frumos și minunat, dar nu e ca la noi în sat. Acasă ai cui da bineți, un moș care să-ți dea poveți. Că e legat omul atât de palma asta de pământ. E țara mea, e neamul meu, cu dorul greu aici m-a lăsat Dumnezeu. Să râd, să cânt și să vorbesc cât poftesc, frumosul grai cel românesc. E țara mea, e țara ta, ca o stea, frumoasa Basarabia. Aici și dor și har găsești cât dorești, la pragul casei părintești. Minunată interpretare, îți mulțumim foarte mult, draga noastră. Vezi că astăzi sunt și eu așa. Putem să mergem la o horă așa împreună. Așa este, frumoasă, deosebită, cum te știm noi mereu. Mulțumesc. Dacă nu, când ai venit aici să mă lauzi pe mine, ai venit eu să te laud pe tine. Ai o voce fenomenală, nici dacă aș asculta vocea, sunt sigură că și voi ați simțit la fel. Dacă ați asculta vocea, nici nu ați da că ea vine de la o fată de 18 ani, finuță, slăbuță. Ți-au mai zis că ai o voce foarte puternică. Da, toată lumea așa îmi zice. Îmi zice că vocea mea este nu după mine. Adică eu, cum sunt eu slabă, am o voce puternică. Așa, să se audă peste dealuri și peste voi. Iată, descoperim talente noi și sper că v-a plăcut interpretarea și melodia. Este așa una de patrie, de neam. Și o salutăm pe Doina pentru aceste versuri. O salut și eu cu mare drag și mulțumesc din suflet pentru această melodie frumoasă.